Salutare! Nu cred că lumina asta bate în ochi, nu? Nu bate. Salutare, vă voi povesti despre cum am făcut un an de YouTube. Adică nici eu n-am crezut că ar putea trece un an. Dar se pare că a trecut. Dar challenge-ul adevărat este că m-am apucat la jumătatea lui 2022. Acum vine anul adevărat, 2023, în care trebuie să am grijă să nu mi fie furat canalul, să nu fie șters, pentru că s-a mai întâmplat asta cu 7 luni în urmă și nu mai vreau să-mi pierd contul pentru că am muncit la el. A fost greu, a fost o etapă mare, am învins depresia, că numai din cauza depresiei sunt aici, pentru că, da, v-ați prins. Oricât e de mică comunitatea mea, tot o apreciez, pentru că și așa rupt din timpul ei să mă vadă pe mine, să mă analizeze, de fapt. Aveți tot respectul meu. Dacă vă uitați și îmi vorbiți frumos și eu vă vorbesc frumos vouă. A fost o etapă pentru care, pentru mine, nu știam că va exista. Nu știam cum să mă apuc de YouTube, unde și cum. Dar clipul a fost postat un an de zile. De un an de zile și m-am gândit să încep în forță. Și Doamne ferește să nu mi se mai șteargă contul de YouTube sau să rămână blocat. E, și ce, viața merge înainte, ce. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături, chiar și dacă comunitatea râde de mine. Înseamnă că toți sunteți alături, indiferent, da? Indiferent că râde, indiferent că plânge, tot îmi sunteți alături. Și asta e de apreciat la fiecare dintre voi, mai puțin la hateri. Dar la fiecare dintre voi este apreciat un asemenea lucru. Pentru că am muncit cât și pentru mine, cât și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați adus la... De fapt, abonații trebuia să am 300 acum, dar na, fiecare cu cronologia lui. Și vă dați seama, un om nu este plăcut pentru că a făcut prostii în viața lui, pentru că na, te văd nasol și na. Dar eu chiar am muncit ca să îmi fac comunitatea asta frumoasă. Am muncit să le pun pe privat pe videoclipurile care nu au niciun sens. Am muncit la un video, am muncit la efecte ca să fac și eu vizuri. Și pentru că automobile. Și gândiți-vă că ăla a fost primul meu clip sponsorizat. Atât am avut de spus. Eu am fost Luis, ne vedem la vlogul următor. Pa!